O trupă specială la ruși, Natasha, am văzut-o prin trailere. Este echivalentul Taniei, iar și japonezii au o astfel de trupă. Se pare că au ales femei pentru trupele speciale, pentru toate facțiunile. Aici avem Oelderek, clasic pentru Command & Conquer. Antrenăm un inginer și vom putea cuceri. Ok. Enemy units detected. Se pare că inamicul meu a început să-mi exploreze baza cu aeriene. Am uitat să vă spun despre Top Secret Protocols. Acestea sunt perk-uri pentru fiecare rasă, care fiecare au 3 ramuri. Aici este ramura de ambuscadă, ramura de economie și ramura de power-ups pentru trupe. Vom pune deocamdată cash bounty, să zicem, și third drone surprise. Drone supplies upgrade complete. Acestea se încarcă singure după un anumit timp. Sputnik. Hai să-l ducem în apă să construim și câteva clădiri pe apă. Sputnik. Este practic un mini MCV. Ok, hai să mai construim și niște pereți, ziduri. Vedem cum putem să integrăm frumos în designul bazei. Aici avem sputnicul care s-a construit. Hai să facem un oil refinery pe apă. Și de asemenea să facem și un naval yard. Așa. Multe trupe din Command & Conquer Red Alert 3 sunt amfibii. Nu obligatoriu la ruși, dar celelalte rase au trupele de pământ, de exemplu la japonez, sunt majoritatea amfibii. Avem și Kirovul deblocat. Hai să facem două Kirovuri. Sunt foarte, foarte puternice. Aici avem din nou Bullfrog-ul, care l-am văzut și în War Factory, pe partea de vehicule. Aici, Bullfrog, se găsește și la Naval Yard. De fapt, toate amfibiile se găsesc și într-o parte și în cealaltă. Dreadnought este trupa cea mai puternică trupă de pe apă. Avem Kirovul, se mișcă extrem de încet, dar damage-ul care îl face este foarte, foarte nebalansat față de alte trupe ale altor facțiuni. Aș vrea să vă arăt și puterea lor destructivă. Avem aici niște clădiri civile. Hai să vedem ce pot face două Kirovuri contra o clădire civilă. Controlul este exact cum v-ați aștepta. Taburile au hotkey-urile vechi, să zicem, clasice pentru Command & Conquer. Deci nu este nicio problemă. Uitați cât de repede a distrus unul singur o clădire de genul acesta, în care tankul atrage câteva secunde bune. Aproape un minut, să zicem. Hai să vedem și un Dreadnought, totuși. Avem și radarul pentru ingineri. Nu sunt sigur, dar cred că majoritatea trupelor de uscat pot să meargă și pe apă. Haideți să vedem. Sunt foarte curios pentru că am văzut că nu, decât la americani se poate înseamnă.
ok. Să mai facem două chirovuri. 2000 bucate, asta cam scumpe. Fiecare, de fapt, nu chiar toate, majoritatea trupelor au și o... o putere specială. De exemplu, Apocalypse Tank-ul are un harpon, se pare, care atrage vehicule. Chirovul are viteză îmbunătățită și toate aceste puteri au și un cooldown după ce acesta este folosit. Hai să facem și niște divizii. Să mai facem niște test la trupări, că sunt foarte buni. Ok. Twin Blade, acestea sunt niște elicoptere destul de puternice. Mi s-a încărcat și un nou top secret upgrade. Să vedem. Desolator Airstrike. Acestea sunt și Twin Blade-urile. Pot fi folosite și ca transport de personal. Dreadnought-ul. Dreadnought-ul trage cu niște rachete foarte puternice contra absolut orice. Poate trage și pe sol, nu numai pe uscat. Se pot vedea efectele de apă extrem de bine detaliate. Reflexii, particule și totul. Și chiar dacă este o versiune beta, pare să fie optimizat destul de bine pe partea tehnică, chiar dacă balansul jocului lasă puțin de dorit. Dar totuși este un beta, nu este final. Mai este destul timp pentru îmbunătățire. Și se comportă foarte bine. Nu este extrem de stabil, adică am întâlnit și probleme gen crash-uri sau... Este logic, pentru că jocul este un beta. Dar se comportă destul de bine. Ce îi lipsește este poate un tutorial, pentru că...